ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 120 de minute, deoarece v-am pregătit niște reportaje foarte frumoase. Vom vorbi despre vie, pomi, agroturism și trufe. Uite, despre acestea din urmă a realizat un reportaj colegul meu de la Târgu Mureș, Vasile Braic. Sunt numite diamantele negre ale pământului și sunt cotate la bursă cu prețuri ce pot depăși 1000 de euro kilogramul. Considerat un condiment de lux cu virtuți culinare deosebite, trufa a început să fie cultivată în Franța secolului al XVIII-lea și apoi s-a răspândit în toată Europa de vest. În anumite zone ale Italiei, de pildă, se cultivă pe suprafețe mai mari sau mai mici, aproape în fiecare gospodărie. Questa è una passione, cioè un'idea che è partita da mio papà. Aceasta este o pasiune, o idee care a început cu mulți ani în urmă, pentru că pe aceste dealuri este foarte greu să punem culturi clasice. Culturile de trufe sunt mai puțin pretențioase. Necesită mai puține tratamente, deci sunt mai puțin costisitoare, economic vorbind. Sunt culturi pe care poate să le facă oricine. Ai nevoie doar de niște noțiuni de bază, de câteva utilaje și în cele din urmă veți fi mulțumiți de rezultate. În România este încă un produs de lux și puțin s-au încumetat să le cultive. Se spune că totuși au existat tentative de cultivare a trufei și în perioada comunistă, în urmă cu 30-40 de ani. Mai există încă o mapă a acestor culturi. Căutătorii de trufe știu mai bine și pot să spun unde sunt aceste zone. Deci sunt chiar și în zona Radului, în zona Munților Apuseni, avem și în zonele sudice, deci culturi care au fost făcute de pe vremea Ceaușescu. Deci, ne duce cu gândul că încă de pe atunci se cunoștea valoarea unor astfel de culturi și astfel de investiții. Acum noi încercăm să le aducem în curtea fiecărei persoane, la posibilitatea fiecăruia, de la 1000 de metri la nivel de hectare. E adevărat că față de Europa suntem cu mult în urmă. Putem vorbi de o Franța care începe de la 1700-1800, încep primele plantații cu culturi trufiere, primele inoculări. Vorbim de 1800-1900, vorbim deja de Italia și de Spania, care deci au preluat această cultură și au promovat-o în întreaga Europa. Trufele de cultură au început să devină o afacere abia în urmă cu 10-12 ani. La Luduș, Dan Urcan s-a gândit, cu 6 ani în urmă, să cultive cu trufe un teren care nu era folosit. La 6 ani de la plantare au apărut și rezultatele. Primele trufe de cultură din județul Mureș. Recunoaște că la început a fost neîncrezător în reușita pe termen lung a investiției. Am fost un pic dezamăgit, vă spun drept că am fost dezamăgit. E dificil pentru un necunoscător, adevărul este, bănuiesc. E foarte dificil, fiindcă nu știi ce să-i faci. Foarte mare noroc am avut cu ei, că ne-au acordat o asistență, care au venit și ne-au spus, fă așa, dă-i apă, unde-i, fă-i totul ca să fie perfect. Am văzut că ați spus instalație de irigare, de da, picurare. Am făcut și o instalație de irigare prin picurare, dar vreau ca să mă extind un pic, ca să fac instalația, să o ridic pe pom, ca să îi fac o perdea. E mai bună că o perdea de apă, e mai perfect. Încercăm să transmitem pe această cale tuturor cultivatorilor care au făcut culturi trufiere cu noi sau cu altcineva că rezultatul depinde 50% în parte de cei care v-au dat materialul săditor, dar restul depinde de dumneavoastră. Ca să ajungeți la rezultate trebuie să vă implicați. Să nu uităm că trufa este în 80% proporție apă. Ceea ce ne duce cu gândul că necesită în perioada de secetă, în perioada în care nivelul de ape
nu este cel recomandat să se intervină, să se ajungă la irigații, să se facă un sistem de irigare pentru a înlocui această lipsă sau ajunge să suplimentăm necesarul de apă. Proiectul a fost inițiat de o firmă din Alba Iulia care s-a ocupat și de consultanța de specialitate. După modelul italian, au pus în România și în Bulgaria bazele unui business care permite cultivarea trufelor pe rădăcina de alun, stejar sau carpen. Există deja fermieri care au schimbat destinațiile terenurilor agricole sau au folosit terenuri care nu se pretează pentru alte culturi. Chiar dacă este probabil cea mai rentabilă cultură din Europa cu beneficii de 10.000 de euro la hectar, trufele nu sunt chiar niște ciuperci care apar după ploaie. Necesită o tehnologie riguroasă care trebuie respectată cu strictețe. Un alt factor pe care trebuie să îl subliniem este o analiză și o monitorizare constantă a culturilor. Numai în asemenea mod noi putem interveni și putem să îi ajutăm pe cei care au făcut astfel de culturi. O astfel de cultură este o cultură la fel cum este o plantație de pom fructiferi, o plantație de trandafiri sau oricare altă cultură care necesită și prezența noastră. Deci, orice cultură agricolă trebuie să fie lângă ea. Exact. Deci nu putem să ne imaginăm că odată plantate acele plante peste 6, 5, 4 ani pe care noi îi spunem că pot să scoată trufe, dar asta în niște condiții pe care trebuie să le respecte. Primele trufe apărute la Luduș au fost recoltate în această perioadă cu ajutorul câinilor special dresați. Bravo, Rai! Dan Urcan, proprietarul culturii, speră ca în următorii ani să obțină de pe urma valorificării trufelor peste 20.000 de euro pe hectar. Mă aștept ca peste 2-3 ani de zile ca să scot un 200-300 de kilograme ca să pot ca să-mi acopăr investiția de 6 ani de zile care am băgat-o aici. Și atunci o să fiu foarte, foarte mulțumit. O să instalez niște camere care să nu am probleme cu răufăcătorii și o să punem, dacă e chiar nevoie, să punem un paznic, nu e o problemă. Este foarte rentabilă și o recomandăm în continuare. Este lucru pe care noi l-am spus de la început. Este o cultură sigură. Și aici vedem că, într-adevăr, este sigură, pentru că da. Deci nu este primul rezultat în acest caz, este primul rezultat pe stejar și suntem mândri de acest fapt că putem să-l prezentăm noi lumii întregi, într-adevăr, că se pot realiza și nu e o himeră. Trufa de cultură și, în special, trufa de cultură pe plantele forestiere nu e o himeră, nu este o poveste, nu sunt povești inventate. Trufele se numără printre cele mai scumpe delicatese din lume. Sunt considerate condimente de lux, cu un gust special, cu proprietăți curative și chiar afrodisiace, folosite la prepararea unor mâncăruri rafinate în restaurantele cu pretenții din toată Europa. Tică, bine te-am regăsit! Bună, Dana, mă bucur să te reîntâlnesc. Tică, trebuie să-ți mărturisesc că în fiecare duminică aștept cu mare interes reportajul realizat de tine. Despre ce ne povestești astăzi? Am fost într-un sat din județul Gorj, în satul Bălănești, altădată podoaba viticulturii județului și am cunoscut un inginer horticol. Se ocupă și cu vița de vie și cu pomii. Undeva pe un deal, pe suprafață de un hectar, obține și fructe și struguri și omul mi-a povestit ce era altădată acolo la Bălănești. Când spun altădată, mă refer și la perioada de dinainte de 1989, dar și la perioada de dinainte de 1945. O tradiție care, din păcate, s-a cam pierdut acolo. În aceste timpuri de extindere a proprietății agricole, proces care a dus la formarea de adevărate latifundii de mii și zeci de mii de hectare,
mulți agricultori consideră un fleac să deții un hectar de pământ. Acolo o nimica toată, deși prețul unui hectar de pământ a crescut mult în România, ajungând la câteva mii de euro. Ei bine, hectarul de teren agricol, muncit de inginerul horticol Vasile Cochină din comuna Bălănești, județul Gorj, este la fel de important ca un câmp de bătălie pentru un general. De 30 de ani, inginerul poartă lupta sa cu toate vitregiile și toamna află dacă a pierdut sau a câștigat bătălia. Anul acesta, privind crengile pomilor încărcate cu fructe și coardele de viță de vie pline de ciorchini, concluzia este clară. Inginerul a dat lovitura. E o toamnă bogată, domnul inginer. Foarte bogată. A fost un an bun. Ați mai prins așa toamne până acum? Nu. De când aveți noastră livada, din 90, ați mai avut pomii și vița de vie așa încărcate? Nu, în niciun an. În schimb, a fost cu rupere de oase. Foarte mare volum de lucrări. Și mecanice, și manuale. Și implicit cheltuieli materiale. Pentru că a trebuit să fac tratamente aproape dublu. A fost greu din punctul ăsta de vedere. Dar când am văzut de la început, că am estimat producția, mi-am dat seama că o să fie o producție bună. Și am zis, cum s-o iert, s-o las? La Bălănești erau cultivate în trecut sute de hectare de viță de vie, fapt care i-a atras denumirea de Podgoria Gorjului. Buțile mari, pline cu vin, au rămas numai amintire. După colectivizare, terenurile din proprietatea oamenilor au dispărut, au fost preluate de așa zisa cooperativă agricolă Ceapeu, au înființat și ei, au băgat o investiție și au înființat, cred că vreo 20 de hectare de vie, 20-30 de hectare de vie pe zona favorabilă și n-a prea mers, cu norme nu prea mergea. Au desființat-o și s-a înființat o asociație asociația Câmpul Mare Bobu, care era asociație pomicolă, a înființat o fermă viticolă aici la noi în zonă. Atunci proprietățile de terenul treceau repede de la CAP-ul la asociație, la IASEU, pentru că nu erau probleme de felul ăsta. Se putea rezolva. Și au înființat în jur de 200 de hectare. 200 de hectare cu amenajeri, cu terasări, cu făcute de oi, erau 20 de buldozeri aici în dealul ăsta, cu excavatoare, cu oameni care defrișau, mă rog, o investiție perfect făcută, în jur de 200 de hectare, asta era asociație. A mers bine, s-a mai împuținat până că după Revoluție, vreo 2-3 ani, după aia s-a terminat cu ea. Inginerul Vasile Cochină a lucrat timp de 10 ani la stațiunea de cercetare horticolă din Drăgoieni, de unde a plecat la începutul anilor 90, dar nu-i face plăcere să-și amintească de momentul și mai ales de motivul despărțirii de fostul loc de muncă. Ați plecat de acolo, de la stațiune. De ce ați plecat, domnul inginer? Oricum, la începutul anilor 90, inginerul horticol gorjan a dorit să înființeze propria sa livadă, să cultive viță de vie, după regulile învățate și aplicate după absolvirea facultății. Dacă toată lumea voia privatizare, inclusiv în agricultură, de ce să nu aibă și el un colț al lui de pământ unde să facă ce știe mai bine? Aveți acum o livadă, ce suprafață are? O livadă și o vie. Am o jumătate de hectar de vie și o jumătate de hectar de pom. Domnul inginer, un tânăr la țară care deține un hectar, dacă înființează o livadă de pruni, de meri, de peri, obține ceva câștig sau muncește degeaba? Cum să nu? De pe un hectar de livadă se obține câștig? Cum să nu? Cum să nu? De pe orice suprafață se poate obține câștig. Dar tânărul, în primul rând, trebuie să știe ce vrea, ce face, să știe ce face acolo. Pentru că totul, cel puțin în Gorj, tot ce s-a înființat, indiferent de domeniul din agricultură, s-a înființat de oameni care au avut bani.
Fructele, ce faceți cu ele, domnul inginer? Le procesați sau le vindeți proaspete? În general, vânzare în stare proaspătă. La piață... Stați noastră la tarabă? Sau dați la piețari? Nu. La piețari. Am încercat ani mai înainte să-mi angajez un stand acolo la piață cu omul meu. Nu știu, nu mi s-a părut că merge. Prea sunt eu bun de aranjamente de astea și nu mi-a mers prea bine. Dar am niște cunoștințe care au astea acolo, cu care mă înțeleg. Dacă ajung la 1,5 lei, 2 lei kilogramul de prune și el îl dă cu 2 lei jumate, eu știu, 3 lei, mie aproape îmi convine, ies binișor, cu mic câștig. Tinerii au mai plecat din sat, unde au văzut cu ochii, considerând uneori pe bună dreptate că pământul agricol nu le aduce câștigurile dorite. Au lăsat terenurile de izbeliște să le cotropească mărăcinii și hățișurile. Unii, puțini, au rămas însă în sat și au găsit un serviciu, dar nu ignoră nici peticul de pământ recuperat după 1990 de părinții lor. Lucian tocmai venise să-i cosească lucerna inginerului cu o motocositoare de import, filiera italiană. Lucian, câți ani ai? 29. Mulți înainte. Mulțumesc. Ai făcut un liceu, o școală profesională? Liceu. Ce liceu ai făcut? Energetic. Energetic. Ți-ai găsit de lucru în energetică? Nu. Lucrez momentan la un PECO și acasă la țară cu agricultura. Am văzut că ai o motocoasă. Mai multe utilaje. Ce utilaje, ce mașinărie ai, Lucian? Motosape, motocoase, greblă de adunat, tot ce e necesar la țară. Le-ai cumpărat cu banii tăi? Da, categoric. Și de unde sunt utilajele? Aduse din afară, de prieteni, cunoștințe, luate la mâna a doua, noi sunt foarte scumpe. Și prestezi servicii prin sat când ești liber? Doar la prieteni și cunoștințe, nu peste tot, că e greu de întreținut utilajul. Te duci la client, clientul, știți cum este. Ai și tu teren agricol? Da. Și cu ce îl cultivi? Cu tractorul. Ce cultivi pe teren? Grâu, porumb și lucernă. Am renunțat la porumb, majoritate, și am pus lucernă. La muncă în străinătate te-ai dus? Nu, deocamdată nu. Sunt colegi de generație de IT care au plecat? Da. Sunt mulți plecați în afară? Majoritatea, 80%. Tot pe filiera italiană, întocmai ca motocositoarea lui Lucian, a ajuns în ograda inginerului horticol un teasc care răspunde de minune necesităților viticole. E o sculă pe care o caut de mult. Aveam nevoie de o mașină, un utilaj de presat strugurii după vinificat și am reușit să dau de ea anul ăsta un flăcău care aduce din Italia lucruri din astea second hand, pentru că se vede că e second hand. E foarte veche, nu văd niciun an de fabricație a ei. Oricum e adusă din țara strugurilor și vinului Italia. Foarte fiabilă, foarte mulțumit de ea, capacitate mare. După cum se vede, are sistemul de presare hidraulic cu fel și fel de reglaje pentru presiune, pentru se vede, are aparatură de măsurare a presiunii, are toate dotările necesare unei mașini bune, nu performante. Discutând ba despre una, ba despre alta, mai ales despre lipsuri, despre lucruri care merg anapoda, inginerul horticol i-a invocat și pe cei care au ajuns în funcții de decizie în instituțiile publice. Un investitor, un om care vrea să facă ceva și poate, are toate condițiile. Mai puțin ce spuneam, oamenii n-au titlul de proprietate, deci greșeala administrației. Să nu mai vorbim cu oamenii, nu sunt sprijiniți sau asta. Nu mai vorbim de asta.
Dar e de ajuns lucrul ăsta. Mai vedeți Bălăneștiul revenind la ceea ce a fost odinioară Podgoria Gorjului? Cum să nu? Să sperăm că se termine cu exodul ăsta încolo, spre partea de apus a soarelui. Și exodul forței de muncă, exodul tinerilor. Exodul în general. Tot ce a fost bun în România. A dus acolo pentru, mă rog, pentru interese personale. Privește, unii pentru bani. Și vie, alții... și agricultura în România, tot pentru un interes personal trebuie să se facă. Interesul personal, până la urmă, primează, trebuie satisfăcut. După aia vorbim de interes general. Să satisfacă omul interesul personal. Adică să vină tânărul, să facă viticultură, așa cum face noastră, și să se simtă împlinit, să câștige. Că până la urmă, fără câștig, de ce ai face? Așa este. Dar trebuie neapărat să legăm socoteala asta și de ce se întâmplă la nivele mai înalte. Respectiv la ăia care sunt... De putem zice șefii noștri, sunt stăpânii noștri până la urmă. Nu sunt stăpâni, noi, sunt care... reprezentanți. Sunt reprezentanții stăpâni. Noștri la cine aia... a ajuns pentru politician stăpâni, și da, conducător, prin vot nu poate fi stăpânul cetățean. Așa, este reprezentant. Așa, sunt reprezentanții noștri. Eu pot să le zic stăpânii noștri pentru că trebuie să te duci cu căciula în mână la ei. Din păcate. Ca să rezolvi ceva. Așa au fost învățați. Asta e... Atâta timp cât ăia sunt, ei care sunt, pentru că sunt ei care sunt. Mi-e pare rău că vorbesc așa și că trebuie să mă exprim așa de ăia care ar trebui să aibă grijă de noi, să aibă grijă de noi, ca și noi să putem avea grijă și mai multe de ei. Atâta timp cât sunt ei și sunt așa cum sunt, nu avem decât să ne gândim, zic, și la rău. Dar părerea mea și speranța mea este că lucrurile o să se îndrepte. Este nevoie de pământ cât vezi cu ochii ca să faci agricultură sau cu ceva pricepere câștig financiar poate fi obținut și de pe o bucată de teren de un hectar? Desigur, depinde ce anume vrei să cultivi. Inginerul gorjan, Vasile Cochină din comuna Bălănești, dă un exemplu de folosire chipzuită a unui petic de teren. Este, ce-i drept, un specialist, dar câte lucruri nu se învață pe lumea asta? După cum știți din jurnalul nostru de știri, săptămâna trecută a fost sărbătoare la Odobești. Am fost și noi invitați, așa că în minutele următoare veți vedea ce s-a întâmplat în ziua în care s-au sărbătorit 100 de ani de viticultură în Vrancea. Când spui Odobești, te gândești la viță de vie, vin, crame și pe bună dreptate, căci orașul este înconjurat de vii, iar vinul curge în pocale de sute de ani. O parte din Podgorii au fost în posesia unor boieri, altele în proprietatea mănăstirilor și a episcopilor, dar și a micilor viticultori. Mărturie stau aici beciul domnesc de pe vremea lui Ștefan cel Mare și un liceu de viticultură inaugurat în 1901. Din păcate, în 2018, acesta scoate pe bandă analfabeți funcționali, care provoacă azi, în sectorul forței de muncă, o criză asemănătoare cu cea din 1883. Atunci însă a existat un om providențial, Manea Băiatu, cu ajutorul căruia au fost salvate soiurile tradiționale. Astăzi, cine ne mai salvează? În următoarea sută de ani, zona s-a dezvoltat, iar numărul cultivatorilor de vie a crescut, la fel și cantitatea de vin. Dar se simțea nevoia de îmbunătățirea calității. Și atunci a mai apărut un om providențial, I.C. Teodorescu. După perioada de recesiune economică 1932-1933, viticultorii au încercat să valorifice din ce în ce mai bine potențialul viticol și produsele vitivinicole și s-au izbit de aspectul de calitate. În produs era nevoie de infuzie de știință și tehnologie pentru a se ajunge la un produs competitiv pe piețele
occidentale, Europei occidentale. Și împreună cu autoritățile au făcut toate demersurile, astfel încât în 8 septembrie 1936 a fost înființată prin ordin al Ministrului Agriculturii și consemnat prin decret regal, pentru că așa erau cutumele legislative la vremea respectivă, stațiunea experimentală viticolă la Odobești, fiind condusă de distinsul profesor I.C. Teodorescu în prima etapă de organizare și în perioada 1936-1946 a fost constituit întreg patrimoniu tehnologic necesar funcționării. În 12 septembrie, la stațiunea de cercetare și dezvoltare Odobești, viticultorii au sărbătorit 100 de ani de viticultură în Vrancea. Este un moment aniversar pentru România, pentru zona Vrancea și pentru viticultură, dar în special pentru vrânceni. Nu a fost ușor. A fost perioada 1948, când s-a reorganizat din punct de vedere legislativ și din punct de vedere social societatea românească. S-au schimbat sistemul de legi și normal că aceste schimbări s-au reflectat în mai mare măsură și asupra stațiunii. După 1990, perioada a fost foarte grea. Noi nu am fost tratați nici ca societăți comerciale, nici ca instituții cu capital de stat. Adică, practic, din 1990 și până acum 3 luni de zile, noi nu am avut nu am beneficiat de finanțare de la bugetul de stat. 29 de ani, ce am făcut? Am distrus sau am supraviețuit? Din 1990 și până în prezent nu avem o comandă socială. Avem realizările a zeci de generații, 3-4 generații și zeci de ani de cercetare. Primele hibridări, deci cercetarea, ameliorarea modernă prin hibridare, da, care Schull a promovat-o în 1942 în Statele Unite, a fost aplicată în 49 la Odobești, pe cu totul alt tip de plantă, da? Nu vorbim de plante anuale, vorbim de plante perene, vorbim de cu totul altceva. Deci existau oameni cu pregătire profesională suficientă și științifică ca să aplice metodele moderne de ultim moment, aș putea să le spun. În acești 29 de ani ați reușit doar să supraviețuiți făcând producție, pierzând din terenuri. Înțeleg că ați ajuns la 5 angajați. Exact. Nu aveți forță de muncă, nu mai aveți cum exact să vă descurcați. Cum poți să aduci ceva nou pe piață? Cum poți să răspunzi pieții fermierilor dacă nu ai nimic la îndemână? Aș răspunde mai diversificat întrebării dumneavoastră. Cercetarea, ca să fie cercetare, trebuie să fie cu un avans tehnologic de cel puțin 50 de ani față de realitatea economică a țării respective. Cercetările în ameliorare pentru obținerea soilor cu rezistență genetică din 1975 până în 1990 erau la același nivel cu Statele Unite și Uniunea Sovietică. Bun, mergând în continuare, a fost momentul în care, trebuie să spunem, realitatea asta este, noi am mers în jos față de celelalte țări, față de cercetarea din Uniunea Europeană și față de cercetarea din Statele Unite și din ceea ce înseamnă topul cercetării mondiale, noi am mers într-o altă direcție, în jos, din păcate, dar ceea ce am reușit este să valorificăm foarte bine rezultatele cercetărilor care au început în acea perioadă. Dacă din 1972, când s-a obținut primul și omologat primul soi de viță de vie, Șarba, punct, așa, și până în anul 2000 au fost obținute 9 creații vegetale omologate și certificate de organismul și inspecția respectivă, ISTIS-ul. Da? Din 2000 și până în prezent, noi am ajuns la 20, da? În 18 ani, am reușit să ajungem la 20 de genotipuri care să fie testate și, în general, sunt genotipuri la care s-a muncit foarte mult, soiuri triliniare, obținute din 3 părinți, deci 3 hibridări. Îmi trebuie cel puțin o perioadă de 12 ani
din momentul omologării și până în momentul în care poate fi considerat viță vandabilă. Cum vă vedeți, să zicem, peste 5 ani? Dacă statul se va implica în activitatea de cercetare și va asigura cu fondurile suficiente activitatea de cercetare, eu o văd ca o renaștere a activității de cercetare cu efecte clare în mediul tehnologic, da? În plantațiile viticole. Dacă nu, se va întâmpla ce s-a întâmplat și cu o altă parte din economia românească care nu mai este. Și cum speranța moare ultima, puținii cercetători rămași pe baricadele stațiunilor românești au primit anul trecut un balon de oxigen. În momentul în care anul trecut am ajuns pe această funcție, împreună, și trebuie să specific aici, cu sprijinul necondiționat al domnului ministru Petre Daia, unul dintre primele obiective a fost să reorganizăm tot ce înseamnă unitățile de cercetare, dezvoltare agricolă din România. Ca să le revigorăm, să le reorganizăm, a fost necesar să realizăm un efort deosebit pentru a elabora hotărârile de guvern necesare acestui obiectiv, astfel încât să le putem stinge, acoperi din datoriile pe care parte dintre ele le acumulaseră în perioada lor de funcționare și, de asemenea, să putem să le finanțăm din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor salariale și chiar de funcționare. Și iată că astăzi parte dintre ele au început să vină cu investiții de retehnologizare, în sensul că au început să achiziționeze tractoare, utilaje cu care să poată să își dezvolte practic activitatea atât de cercetare agricolă, cât și cea de dezvoltare, practic, de producție pe ramura lor de activitate. Este nevoie de un efort financiar imens și permanent al statului pentru susținerea cercetării, deoarece de aici pornesc nenumărate soluții pentru creșterea și îmbunătățirea statutului unei națiuni. Fiecare fermier, viticultor, vinificator care folosește rezultatele muncii unei minți luminate din centrele de creație devine mai eficient și competitiv la nivel național și internațional. Faptul că vrâncenii au înțeles acest lucru este demonstrat și de numărul mare al celor prezenți la sărbătoare, chiar dacă veneau din plantații încărcați de grijile cotidiene. Cum a fost anul acesta? Anul a fost un an agricol bun, dar destul de dificil din punct de vedere meteorologic. Adică v-a pus știința la încercare? La încercare, sigur că da. Și viteza de reacție pentru executarea în timp real a tratamentelor fitosanitare. Deci acum când ați început să recoltați și ați tras linie, producția e bună? Producția e bună, este un an normal pentru județul Vrancea. Producții bune spre mulțumitoare. Și totuși parcă nu sunteți mulțumiți pe de-a întregul, să zic așa, și asta pentru că vă confruntați cu foarte multe probleme. Care ar fi cea mai importantă? Dotarea cu mijloace de lucru a plantațiilor viticole, deoarece s-au făcut eforturi de Ministerul Agriculturii prin politicile care le-au dus, de înființare de noi plantații pe reconversie, de unități de procesare și preluare a sturgurilor de vin, dar nu avem încă prins dotarea cu tractoare, cu mașini și utilaje pentru viticultură. Fermierii tineri sau bătrâni sau, mă rog, fermierii mici și mijlocii nu au dotarea cu toată gama de mașini care să poată înlocui forța de muncă. Forța de muncă manuală care se găsește din ce în ce mai greu și necalificată. Ori ne ridică costurile de producție și ne anulează eficiența muncii noastre. Dacă fermierii nu produc
această materie primă de calitate și la momentul oportun, ca, din punct de vedere tehnologic, degeaba avem plantații. Cât costă o mașină de recoltat? O mașină nouă de recoltat, de mare capacitate, care poate să înlocuiască 120 până 150 de oameni în munca pe zi, costă în jur de 5-6 miliarde în bani vechi. E păcat de investițiile făcute până acum și e păcat să pierdem acest strugure românesc care este de calitate. De calitate și poate face față concurenței internaționale. Dacă vorbim de modernizare, retehnologizare a sectorului viticol, că despre acest sector discutăm astăzi, țin să menționez că sunt metode de intervenție și la această dată. Menționez aici, avem posibilitatea de intervenție pe sub măsura 441. Achiziții, utilaje, mașini, construcții în domeniu. Avem prin APIA pe planul sectorial, da, și se pot realiza proiecte cu ajutor european pentru promovare, da, pentru reconversie viticolă, pentru investiții în partea de flux tehnologic ulterior recoltării, practic partea de vinificație. De ce nu puteți accesa fondurile europene? Pentru că în vechiul PNADR am fost excluși toți horticultori și pomicultori și viticultori și legumicultori, floricultori de la această dotare. Ni s-au pus în ghid condiții draconice. Într-adevăr, aici trebuie să menționez faptul că este greu de câștigat un proiect, pentru că, într-adevăr, sunt undeva dezavantajați din punct de vedere al criteriilor de selecție, dar se are în vedere, da, în abordarea viitoare. Știți că va trebui să începem să lucrăm la viitorul plan strategic din viitorul PAC, da, și vom lua în abordarea noastră viitoare și această solicitare a dânșilor. Sărbătorind centenarul între viticultori, am realizat că, de fapt, adevărata sărbătoare este în ziua în care oameni din diferite sectoare ale aceluiași domeniu se așează la masă, discută, trag linie și constată că a sosit momentul zero, din care ei, prin tot ceea ce gândesc și înfăptuiesc, pornesc a construi pentru următoarea sută de ani a unei noi românii. Aniversarea centenarului ar trebui să însemne pentru fiecare român ceea ce înseamnă 100 de ani împreună. Cosmin, eu m-am obișnuit așa cu tine. Te duci într-o zonă și aduci de acolo foarte multe subiecte. Așa că ai fost în Bucovina, ce ne mai prezinți de acolo? Tu vrei să spui așa că sunt cum era înainte Ovidiu Dinescu? Cam așa. Se ducea în Ziodești și venea cu 10 reportaje. Exact. Acum, dacă tot am ajuns în Moldova, am încercat și eu, pentru că e destul de departe, am încercat și eu să aduc cât mai multe reportaje. Ei bine, de data asta vorbim despre, hai să spun așa, piure. Cartofi? Da. E adevărat că sunt, adică e o zonă în care se cultivă foarte mult cartofi, da. Dar nu vorbim de un piure de cartofi. Vorbim de un piure de păstrăv, ce zici? Interesant, abia aștept să văd. Domnule Irimescu, în drumul nostru pe aici prin Suceava am trecut pe la o păstrăvărie, am văzut că e de fapt o tradiție aici în zonă și mi s-a spus, dar de ce nu vă duceți la domnul Irimescu? Și uite că descoperim acum o sumedenie de lucruri aici. Eu sunt surprins cel puțin de cabanosul din păstrăv bio. Deci cum vine asta? Că eu n-am mai auzit de așa ceva. Da, e o rețetă pe care noi am finisat-o. E un produs 100% din pește. Dacă în rețetele de la care am plecat pentru a lega foloseam și o untură de porc. Ulterior am găsit soluția și folosim un stoc de păstrăv dintr-o supă pe care o facem și în momentul ăsta putem spune că e 100% din păstrăv. E un produs de post. O să rog pe Adrian dacă are un cadru mai general așa. Deci acesta este cabanosul din păstrăv bio, dar mai am aici un cabanos din păstrăv bio cu cărbune, asta chiar m-a
Da. Da, n-am mai auzit. Într-adevăr, e un asortiment aici de cabanoși. Ăsta e cel clasic, primul pe care l-am produs. E un cabanos din păstrăv cu ceva condimente verzi. Mărar și câteva condimente. Ulterior am produs unul un pic picant, care condimentat, cum scrie pe condimentat, da, da. Conține și ardei iute. Mai e unul care e perfect pentru a fi servit cu un vin roșu, pentru că avem în interior și prune afumate. Și asta cu cărbunele aici. Și în final, pentru mai multă culoare, l-avem și pe ăsta cu cărbune alimentar. Avem, de exemplu, acest produs. A fost medaliat cu 2 stele de aur la Superior Taste Award în Bruxelles. Despre ce e vorba acolo? E o pastă din păstrăv afumat. Păstrăvul nostru, pe care l-afumăm cu metoda noastră specială și tradițională în același timp, care ulterior este amestecat cu o cremă de brânză bio din zonă, din Bucovina. Aici avem aproape, nu știu, sunt vreo 12-13 borcane, borcanașe. Sunt... Da, dați-mi, mi-ați vorbit de regina, dar mai spuneți-mi despre încă 2-3 dintre acestea. Ca aș să... începe prima dată cu păstrăvul, care la fel și el a fost medaliat cu Great Taste în Londra, într-o competiție cu produse premium britanice, acolo unde afumatul păstrăvului și somonului este la nivel de religie. Și cu toate acestea, produsul nostru a reușit să fie medaliat acolo. Contează aceste medalii până la urmă în piața, poate, nu știu dacă piața românească, dar poate în piața internațională? Se resimte lucrul ăsta în vânzări? Da, sigur, sigur că da. Atunci când vii, să zicem, dintr-o țară mai mică sau localizată în estul continentului, poate că există oare și ce reticență. Pe ăsta le iau eu acasă. Vă rog. Și atunci trebuie să dovedești că produsul tău se ridică la standardele de afară. Premiile te ajută. Te ajută ca să te poziționezi acolo unde merită produsul să fie poziționat. Important. Mai dați-mi ceva de aici, din colecția asta dumneavoastră. Eu cred că sunt vreo 12 produse diferite. Cum spuneam, peștele, în primul rând, la bază, e un pește bio. E singurul certificat în România la ora actuală. Singurul păstrăv bio din România. Se saramurează la noi umed cu o rețetă pe care doar noi o știm, timp de 24 de ore. După care îl afumăm cu o combinație de fag, cireș, conuri de brad și boabe de enupăr. O rețetă la care am găsit la fel compoziția perfectă. Textura și gustul e unul foarte fin. Ulterior, păstrăvul ăsta afumat ajunge să se regăsească în mai multe variante, în mai multe combinații. Nu reușim să le facem pe toate bio din motivul că nu avem certificate bio pe toate ingredientele cu furnizare din România. Noi vrem să facem produsele cât se poate mai mult din ingrediente locale, ingrediente încercăm în primul rând din Bucovina și apoi din România 90%. Este foarte frumos ce faceți dumneavoastră, e vorba că e un produs tradițional, un produs bio în mare parte, nu toate, dar în mare parte, și vreau să vă întreb totuși de unde a început toată această afacere. Cum v-a venit ideea? De unde ați plecat? Suntem în Valea Putnei. Și localitatea Valea Putnei deține pe teritoriul ei cea mai veche păstrăvărie din România. În 1896 a fost construită. Bucovina era un ducat în Imperiul Austriac la momentul respectiv. Administrația austriacă a inițiat prima păstrăvărie și se chema Valea Putna Fischbruthütte. Care, cum s-ar traduce asta? Însemna, fish, deci hüte înseamnă colibă, fiș e pește, brut clocire. Deci a fost un incubator practic la început pentru păstrăv, unde au reușit să reproducă păstrăvul
și să populeze, să repopuleze apele din Bucovina. Tradiția din Valea Putnei, cu această păstrăvărie care încă există și am înțeles că ați fost... Am fost mai devreme și mai am devreme filmat, da, la undeva la Rom Silva, la Regia Națională a Pădurilor. O păstrăvărie poate, cred că are și ea niște ani buni. Păi ea este deci, acolo, da. pe acea locație a fost prima păstrăvărie din România. Da. Am preluat denumirea de la prima păstrăvărie Vale Putna, ca și tribut pentru tradiția începută în acest loc. Ulterior avem atestată povestea păstrăvului afumat în Cobză, pe care vânătorul casei regale în perioada interbelică l-a inventat cu ocazia încoronării regelui Mihai. Tradiție care a continuat până zilele astăzi. Noi suntem în mijlocul unor gospodării care toate afumă tradițional și artizanal păstrăv. Ca să fiu cinstit, am încercat să găsim o locație pentru filmare, în așa fel încât să nu vină fumul peste noi. Exact. Dar pe de altă parte să respectăm așa și frumusețea acestui loc. Da. Ceea ce este specific pentru zona aceasta, la modul de afumare, este faptul că se folosesc conuri de brad. Fumul este obținut din conuri de brad. Pentru asta am și preluat conurile pe brandul dumneavoastră, pe blogul, da, nostru. La fel avem o coroană din stilizată din niște ace de pin și bineînțeles păstrăvul cu culoarea lui aurie pe care îl obținem aici la Valea Putnei. E totuși aici ar trebui să fie în spate și un fel de marketing, să zic, pentru că nu e ușor să intri în piața asta. Da, într-adevăr, nu este ușor, mai ales că este o piață destul de stabilizată. Este o piață care și-a, cumva, pe partea clasică și-a stabilizat jucătorii principali. În schimb, pe zona gourmet, pe zona de produs tradițional reinventat și reinterpretat, pe zona de nișă, încă este loc și pentru noi. Uite, o întrebare aici, apropo de asta, că sunt firme care deja au câștigat piața, să spunem așa, pe zona asta de icre, sunteți jucători sau nu? Da, facem și icre. Icrele sunt sezoniere. Noi le facem doar proaspete în momentul în care se mulg de la păstrăv. Adică la cel fântânel vorbim de aproximativ perioada Crăciunului, undeva noiembrie-decembrie. Iar la curcubeu, aproximativ de perioada Paștelui, discutăm de aprilie-mai. Investiția din spatele meu are fonduri europene sau? Da, sunt două investiții aici, ambele sunt pe fonduri europene. Fabrica a fost, plecând de la ideea tradiției locale, am accesat un fond european pe program operațional pentru pescuit. Și am început construcția în 2013. În 2011 am depus proiectul, în 2013 am semnat contractul și am început construcția. În 2015, pe final, am terminat-o și am început să testăm piața. În 2016 putem spune că a fost primul an pe piață. Avem și al doilea proiect? Al doilea proiect este o agropensiune pe un alt program. O agropensiune unde filozofia a fost să folosim material local și bine, forță. Aici adevărul că zona permite, adică avem lemn, slavă exact, Domnului, am folosit lemn. Da. Interiorul este din lemn reciclat, din case vechi, case de 100-200 de ani, care urmau să fie folosite ca și lemn de foc. Noi l-am recuperat, l-am tratat și acum interiorul este construit din acel lemn refolosit. Mai faceți ceva pe mai departe sau vă opriți aici? Mai avem un proiect în implementare dincolo la fabrică, la fel și din coace. Adică? Ce proiect? Niște achiziții de utilaje. După ce am început activitatea, am realizat că unele sunt insuficiente, ne mai trebuie și altele, ducându-ne către linia asta de pateuri. Și ne mai trebuia o mașină pentru transport. Proiectul este în derulare. Probabil la finalul anului o să terminăm cu implementarea mea.
Vreau să vă mulțumesc și vă felicit oricum pentru faptul că, uite, acum la final de interviu o să vă întreb câți ani aveți? 40 fac anul ăsta. Mulți înainte. Mulțumesc. Doamne ajută, la 40 de ani ce ați făcut dumneavoastră mi se pare absolut laudabil. Felicitări. Mulțumesc. Gabi, știu că ai fost la Suceava și ai întâlnit acolo o familie de români care a lucrat 10 ani în străinătate și acum s-a întors să-și investească banii în România. Cum se descurcă? Da, poate investiții este prea mult spus, dar într-adevăr, o familie de tineri și nu este singura, dar din păcate spun acum la început că este un exemplu negativ, toată lumea se roagă de cei care lucrează afară, îi îndeamnă să vină în țară, ba chiar sunt niște programe în pregătire care o să le promită nu știu ce sume de bani ca să vină și să facă treabă în țară. Foarte bine, teoria este foarte bună, dar când oamenii ăștia vin acasă și vor să se apuce de o afacere, că e legumicultură, creștere de animale și așa mai departe, intră într-un, ce să spun, o pădure, un hățiș, un jnepeniș de hârtii și de regulamente care nu întotdeauna îi ajută, ba mai mult le pune bețe în roate și atunci oamenii, chiar unii dintre ei stând cumpănă, se întreabă, dar de ce am venit acasă? Dar nu este birocrație și în străinătate? Pentru lucrurile așa de simple pe care vor să le facă ei, nu este așa de mare. Este mult mai simplu. Birocrația mare este în alte instituții ale statului care funcționează pe alte principii. Aici avem exemplu unei familii din Stulpicani, în județul Suceava, care până la urmă a răzbătut totuși, dar de ce să fie greu când poate să fie ușor, nu? Să vedem povestea familiei din Stulpicani. Noi ne-am întâlnit la expoziție la Cluj. Da, la Cluj. Acum un an, cred, nu? Cred. Și ai insistat și ai spus, dom'le, vino și la noi să vezi cum trăiește un mic fermier în Moldova. Și am zis, ți-am promis, cu prima ocazie când sunt în drum, vin la tine. Uite că am venit. Da, eu ce să vă zic, mulțumesc că ați venit. Am insistat mai mult, v-am spus și înainte de filmare, să filmați și o fermă de familie, că toți se vede la televizor numai ferme bogate, numai ferme industriale cu aparatură. Și am insistat să vedeți cum e o fermă de familie și cum se trăiește aici, în familie, din crescutul animalelor. Deci... Bun. Perfect de acord cu tine și noi suntem televiziune publică și este, după părerea mea și menirea noastră a televiziunii publice, este să ofere spațiu de emisie tuturor, de la fermele mari până la fermele mici, de la oamenii cu spiritul bogat până la oamenii care sunt mai puțin avuți. Vreau să le spun telespectatorilor că există aici o poveste a vieții familiei tale. Aș vrea mai întâi să vorbim despre afacerea ta și după aia să le spunem povestea pe care ați avut-o. Ai câte animale? Deci am 40 de animale, din care 30 sunt în lactație, restul e tineret care vine din urmă. Ai o afacere, pot să, cum v-am spus eu, o afacere de familie, nu e o afacere, dar... Alături de familie și de copii se poate trăi din mica afacere, din mica afacere asta. Deci se poate trăi, se trăiește, că eu zic că bine, numai că mai sunt și... Haideți să o luăm așa, da. Pe puncte. Alexandra, ai plecat, ne-ai lăsat. Vino lângă noi. Cam câți litri de lapte ai tu pe zi de la animalele tale? Acum mulg 400 de litri, 430, cam aici. Cu tang de răcire, le mulgi cu o mulgătoare mobilă, pentru că... Ai un angajat, am văzut acolo. Nu, e cineva, un vecin care mă mai ajută din când în când. Așa, ai un tang de răcire? Da, am un tang de răcire pentru că și am niște condiții, pentru că eu cu animalele astea sunt înscris și în registru genealogic. Da. Fiind înscris în registru genealogic, nu ne mai dă voie să le mulgem la mână sau așa, și suntem obligați să le mulgem cu mulgătoarea. Să facem mulsul automat. Ceea ce e bine. E foarte bine. Da. Deci asta e un lucru foarte bun. Și totodată am și răcitor, pentru că nu poți să zic, cu laptele e foarte greu de lucrat. Și trebuie să... Îl dai la o firmă de aici din zonă, da, care vine și ți-l ia. Da, exact. Cât primești tu pe litru de lapte? Acum e 1,10 lei. Depinde de cantitate de lapte livrată. Deci dacă livrezi cantitate mare, laptele e un pic mai scump. Dacă livrezi cantitate mică, se duce și la 80 de bani. Și teren, bani. Cât teren ai pentru animale? Teren am un hectar și 30 de ari, tot terenul meu. Și cum faci rost de mâncare pentru animale?
Păi eu totul cumpăr. Totul, exact cum cumpăr așa animalele, totul cumpăr. Cumpăr silos, cumpăr orice, cereale, furaje, tot. Păi, deci am pe cineva, am un prieten din zona de Șez, din zona Sucevii, care el la fel se ocupă doar cu făcutul silozului, cu... Și eu am făcut, nu am făcut contract, o înțelegere cu el, bă, mie îmi faci 4-500 de tone de silos pe an, îmi faci 10-20 de tone de boabe și ce mai trebuie mie și așa. E partenerul tău, să zicem, da, în ferma ta. Dar tu aici ai o situație, cum să spun, hai să o explicăm telespectatorilor, ce ai tu aici este pe firmă, este pe nu. O societate, cum funcționează? Nu, deci... Nu știu, poate să, e o afacere de familie. Ei, totul, eu nu am nimic, nu am societate, nu, e pe CNP, pe buletin. Deci, da, persoană fizică. Da, prima dată am avut 9 vaci am avut. Și de la 9 am ajuns la 40 și tot așa a rămas. Că nu se știe, deci nici nu pot să fac o firmă sau ceva. Că în primul rând am încercat și nu prea pot. De ce? Care au fost piedicile? Deci piedicile, eu, având vacile la subvenție, trebuia să schimb, să mă fac PFA. Deci dacă mă făceam PFA, pierdeam subvenția un an de zile. Am încercat să fac pe nevastă mea, să-i fac un PFA pe numele ei, ca și cum i-aș da vacile ei, deci vacile de aici, din grasele de aici, deci o șmecherie care eu n-am înțeles. Era numai o chestie scriptică în profil, da. Nu era da, ceva. Dar n-am mai putut pentru că mi s-a spus că am coordonatele date pe graș și îmi trebuie alte locații. Acum, devine societate, trebuie exact. Să îmi plin niște condiții de exact. Mediu, trebuie să amplasez grajul în altă parte. Să mă duc în altă parte. Și atunci ai ales să rămâi așa, nefiind, după părerea da. Mea, cred că ești undeva la mijloc, exact. În trei regulamente. Nefiind așa de bogat să mă duc în secunda 2 să cumpăr alt teren, alte locații, să mă mut de aici, azi mai rămân așa pe buletin, că nu, nici nu se știe cu animalele cât mai merge. Nu vedeți că de la o zi la alta se schimbă multe lucruri. Deci, ziceai că anul ăsta ți-a fost greu, înainte să ne apucăm de filmat, de greu. Ce înseamnă? Că nu mi-ai explicat de... Păi greu, dacă 2 luni de zile au plouat într-una. Deci cu fânurile am rămas în urmă, nu le-am putut face. Deci, cu toate că eu nu fac aici în zonă, dar fac în zona de șes. Nu s-a putut, deci prima coasă mi-am dat foc de lucernă. A doua coasă am făcut-o ca pe prima, că deja o trecut și a fost foarte greu cu fânul de făcut. Acum, după ce s-a terminat toate astea, altă greutate, ne-a venit să dăm subvenții înapoi. De ce? Care e motivul? Păi n-am înțeles. Am sunat pe la București și zice că nu s-au greșit calculele, nu le-au ieșit, dar ce calcule... Subvenția care a fost pe cap, pe care ai primit-o pe cap de animal, da? Pe cap de animal, da. Și pe sprijinul cuplat. Da. Dar, interesant e că totuși nu înțeleg. Eu pe cap de animal din 2013 a fost an de referință, eu doar pe 9 capete. Dar nu știu, mi-au cerut pe toate, că n-am mai, deci nu m-am putut lămuri nimeni cu subvenția. Să o lămurim puțin, tu acum primești subvenție pe numărul total de animale? Nu, doar pe 9 capete. Așa, pentru că era referința din 2013. Exact. Și acum când îți cer bani, pe toate? Eu cred că pe toate, că prea mulți bani. Dar nu te-a lămurit? Pe toate sau numai pe alea? Păi, dar trebuie să dau vreo 40 de milioane, prea mulți bani, deci cred că pe toate. Că am sunat pe la București, pe la APA, nu mă lămurești. Și ai un termen până când trebuie să dai banii? Ți-a spus ceva? Nu, mă întreb, zicea că trebuie să-i dăm, nu știu, 28 de zile, dar eu, ce să vă spun, eu încă n-am dat banii și... Da, să știi, problema nu este numai la tine, problema este la nivel de țară, dar prin regulamentele europene se spune că atunci când instituțiile greșesc, instituțiile plătesc, nu plătește fermierul, nu e vina ta. Ar trebui să te interesezi și să vezi cum stă situația concret, pentru că se pare că nu numai acești bani vii cer înapoi pe subvenție, cer și dobânda și cheltuielile aferente banilor dați și luați. Mă rog, e mai complicat și e destul de rău pentru fermieri. Păi vedeți, de asta e așa de greu de făcut o afacere în România. Și acum, dacă vreți să ne întoarcem la povestea mea, după 9 ani de zile lucrați în străinătate și toți banii investiți aici în Unde România, în Spania. Am lucrat în Spania vreo 9 ani de zile și... Iartă-mă, să o luăm pas cu pas ca să spunem povestea, că mie mi se pare interesantă. 9 ani de zile ai lucrat în Spania singur sau cu soție? Nu, cu soția, cu tot cu soție. Câți copii ai? 2. Care sunt născuți? Unul s-a născut în Spania, în Barcelona, unul e născut în... Da, fetița e la Spania, băiețelul e aici. Ce ai lucrat în Spania? Am lucrat prima dată în agricultură, am luat-o de jos și acolo. Am lucrat în agricultură vreo
4 ani și după ce am învățat limba, am început să ne descurcăm, ne-am dus într-o fabrică de piese de camioane. Uh-huh. Amândoi și cu soția. Da. Și am lucrat 5 ani de zile. Și după 9 ani de zile a strâns acolo un ban și a zis, veniți acasă să faceți ceva. Deci am venit acasă sensibilizat. Era o emisiune la... Viața satului. Nu, dacă mai știți ce fac părinții tăi. Da, da. Și m-am venit așa, bă, zic, mama are 60 de ani. Zic, hai să mergem acasă, ce să mai stăm? Și... Mama s-a prăpădit. Nu. Nu s-a prăpădit, dar am venit de acolo, mă gândeam că zic, bă, vii aici în România și faci ceva în țara ta. Dar e foarte greu. E foarte greu. Hai să mă pauză un pic. Da, când te gândești că toate merg bine, atunci nu merg. Deci când ne-au încurajat un pic, ne-au dat un pic de subvenții, să facem, să mișcăm și noi, o veniți și ți-o ia înapoi. Deci nu mai știi ce e în țara asta. Prețul la lapte e cu mâini. Deci eu când am pornit cu prețul la lapte la 1,40 lei, 1,50 lei. Puteai să trăiești, puteai să te miști un pic. Păi așa, rup prețul la lapte, rup subvenția, cine o să mai țină animale? Și cu banii aia, când ați venit, ce ai construit? Ai construit grajul sau ai construit tot sau de ce te-ai apucat prima dată? Da, prima dată am început la graj. Deci am început la graj, ne-am gândit bă, ce să facem. Hai să ne luăm câteva văcuțe să avem pentru noi, pentru familie. După ce am luat 9 vaci, am început să ținem vițelușele. Ne-au plăcut vițelușele, nu știu ce. Și am intrat și la sprijinul cuplat și după aia s-a mărit efectivul. Deci practic de pe an pe an... Efectivul. Aveai speranța că te dezvolți și că mergi. Exact. Dar, acum, ce să spun, nu e chiar rău nici acum, numai că nu știm exact de azi pe mâine ce trebuie să facem. Deci, nu știm de azi pe mâine. Deci, te pornești la drum, deci primăvara faci subvenția, nu știi, bă, ce se dă, ce nu se dă, câți bani poți să cheltui, câți bani nu să nu cheltui. Dar ele sunt anunțate cât de cât din timp, mă rog. Nu o să știi nimic, deci, cel puțin eu nu știu, poate nu-s bine informat, dar nu o să știi nimic. Acum, asta e un pic mai greu. Dacă faci o mică comparație, pentru că totuși 9 ani, aproape 10 ani trăiți în Spania, ți-ai format o idee și ai lucrat chiar în agricultură în Spania, spuneai. O mică comparație, cum merge acolo și de ce la ei merge și la noi nu merge, cam care e părerea ta? Nu știu care e părerea, deci ce acolo la noi nu o să fie niciodată. Deci, în primul rând, nu-i seriozitate între oamenii ăștia, care ne conduc, oamenii care din toate funcțiile astea cheie. Nu-i seriozitate, nu știi, nu te explică, nu te duci ori și unde te duci, nu știi nimeni. Deci acolo știai, bă, și practic e altă viață în străinătate, e altă viață. Deci când mai aud și pe la televizor, bă, că să vină românii să se întoarcă acasă, la ce să te întoarci? La ce să te întoarci? Deci, numai vorbă și nu știu ce să mai spun. Din cheltuielile pe care știi că l-ai făcut, începând de la construcția casei, grajdul, tot ce ai adunat în curtea asta, că de-aia am vrut să filmăm în curte, curtea unui om gospodar, de la graj, mașini, ce ai putut tu să-ți iei, ce ai crezut tu că o să ai nevoie și o să-ți fie de folos? Astea, cheltuielile astea înseamnă că litrul tău de lapte este scump. Pe tine te costă mult să-l produci. Întrebarea mea este, mai ai din banii din Spania cu care ai venit? Nu, păi de unde să mai ai? Deci banii s-au terminat atunci, într-un an, doi. Că vă dați seama că tot investești, tot faci. Dar am făcut atâtea de multe aici? Pentru că îmi trebuia silos, trebuia să faci platformă la silos, am mai ținut vițele, am mai lungit graj, mi-a trebuit mașină să car materiale, cereale, am luat mașină, tractor, am luat tractor. Deci investești fără să-ți dai seama, fără să vrei, zi de zi ai... Treaba te fură, te trage după ea. Îmi spune că astăzi... Da, astăzi, exact, astăzi m-am dat să construiesc coșuri aici pe lemn, că asta e, vine iarna, zic, să nu le prindă, să le ploaie și pe astea. Și zi de zi, când... Acasă zi de zi ai de lucru, zi de zi este de lucru. Dar cum te vezi tu din experiența, mă întorc la Spania,
din experiența de acolo, din experiența de aici, înțeleg că ești dezamăgit și rezultatele tale nu sunt cele la care te așteptai. Cum vezi tu că se va întâmpla peste 3 ani, 5 ani? Ce faci tu? Eu sper să fie bine. Deci eu sper să fie bine. De ce sper să fie bine? Că nici nu vă pot demoraliza. Am investit prea mulți bani aici. Deci am investit foarte mulți bani și munca mea, deci munca mea de 10 ani, de 9 ani de zile din Spania, am bagat-o toată aici, în curtea asta. Deci nici nu mă gândesc să nu fie bine. Deci eu tot aștept și tot sper că ceva se schimbă, ceva se schimbă, ceva se schimbă. Dar, sincer, nici nu știu ce se va schimba. Nu știu. Au fost acum 2 ani, acum 3 ani, a fost subvenția bună, a fost bine. Deci, practic, atunci a fost bine, bine. Păi nu știu, acum anul ăsta au dat 440 de euro la sprijin cuplat, din care 40 ceva i-au luat înapoi. Păi ți-o lua banii, mai mergi și mai plătești un crot, mai mergi și mai plătești la APA, nu știu ce, mai încă, să aduci bani, deci lucrezi pentru stat. Aici în România lucrez pentru stat. Nu vreau să mă îmbogățesc din vaci. Îmi sunt dragi, îmi plac și le cresc. Te întreb pentru că am vorbit cu mai mulți fermieri și majoritatea spuneau, domne, nu mai putem vinde animalele. Am și eu mulți prieteni, poate 90% de aici stau și vorbesc cu ei, toți spun că le vând. Deci toți spun că vând animalele. Băi, nu se mai poate, să-l mai ții. Nu zice unul că vreau să cumpăr o vacă. Nu, bă, sună, nu cumpere o vacă. Bă, nu mai cumpăr, că de unde bani, nu știu ce. Dar nu știu unde o să se ducă. Dacă o să meargă țara asta tot așa cum e pornită, deci poate de Dumnezeu și peste 3-4 ani mai întâlnim, o să găsiți aici toate dealurile astea, nicosite, ni-ngrijite, nici o vacă pe ele a să rămână. Asta 50%, da. Să zicem, privind și partea bună, să zicem că 50% o să fie dezvoltare și o să fie bine și o să, nu știu, tu o să te dezvolți, spre exemplu. Dar mai am o curiozitate. Am văzut în grajdie viței. Îi vinzi ții pentru tine? Cum faci? Ai un preț bun pentru ei? Deci viței, da, mai vând din ei. Dar nici nu pot vinde. Deci, de asta vă spuneam, am 10 vițelușe. Una îmi place mie, una îi place la fetiță, una la băieți. Bă, asta, tata, asta nu o vindem, că asta e a mea. Asta nu o vindem, că eu zic, bă, asta e o vacă bună, e soi bun. Și uitați, 10 avem și anul ăsta. Bă, acum mai creștem efectiv cu 10, deci pe an tot noi creștem. Nu știu cât o să cresc, până unde o să mă duc. Deci eu v-am spus, sunt dezamăgit pe o parte și mă încurajez cu familia pe cealaltă parte. Deci am noroc că am familia în spate și ne ajutăm și ne susținem. Deci dacă nu ai familia alături de tine, nu poți să crești animale. Nu, de singur nu poți să faci nimic. Deci trebuie să, tot timpul când e greu, să vină cineva să zică, lasă că mâine mai bine. Găsim o soluție, da, vedem noi până mâine, așa e. Merge. Deci rest, nu, mai vindem din viței, ce mai sunt, mai tăiem pentru consum, mai mâncăm, mai ce să facem. Bun. Vorbeam mai devreme despre afacerea voastră de aici, afacerea de familie, de greutăți, de cum e cu laptele, cu prețul și așa mai departe. Și spunea că dacă n-ar fi avut familia alături, nu știe dacă s-ar fi descurcat. Dar părerea ta care e? Sigur nu s-ar fi descurcat. Fără familie nu s-ar fi descurcat. N-ar fi reușit. Și bine, împreună. Este foarte greu, într-adevăr, dar ne sprijinim unul pe altul. Pe de altă parte, era mai bine în Spania decât aici? Se câștigau bani mai ușor. Aici trebuie să muncești mai mult ca să câștigi bani. Îți pare rău că te-ai întors? Nu îmi pare rău, pentru că la momentul de față am o afacere a mea și am trăiesc în România. Sunt alături de familia mea. Nici după banii câștigați acolo și băgați de bărbatul tău în animale? La început mi-a părut rău, pentru că vedeam cum merg treburile. Nu am fost sprijiniți de statul român, pentru că vă dați seama, am vrut să facem un proiect și nu am putut. Și vă dați seama că la început am fost cumva dezamăgiți. Da, dar acum putem să spunem că, bine, îi greu, dar într-un final îi bine. Deci, sincer, uite-te, te rog, uite-te la cameră. Da. Ce le-ai spune tu celor care lucrează afară, din experiența ta de muncă de 10 ani afară și de muncă în România? Ce le-ai spune să facă? Să se întoarcă înapoi în România, să facem ceva.
e bine și în afară, dar tot mai bine în România. Mănânci o bucată de pâine în afară, tot se uită la tine ca la... ca și cum ai fura bucata aia de pâine. Și o muncești să vină în România să facem ceva. Mă bucur că ai transmis mesajul ăsta. Este un mesaj sincer și din experiența voastră. Ție cum îți place cu animalele? Frumos. Ai eu acolo o vițică care îți place ție? Da. Cum o cheamă? Alexandra. Așa ca pe tine? Da. Și te duci să-i dai să mănânce? Nu. Dar cine de să mănânce? Nene Ghiță. Eu nu. Și înțeleg că ai spus lui tati să nu vândă vițica Alexandra, că este a ta. Da. Și o să ai grijă de ea să crească mare. Da. Foarte bine, bravo. Ție ce-ți place din toată curtea asta pe care o are tati? Îți plac văcuțele sau mașinile? Ce-ți place? Îți plac mașinile? Nu, îmi place vaca cea de rasă. Oh, asta e foarte bine, ai avut o alegere foarte bună. Bravo! Atunci să ai grijă de ea, să crească mare și să fie văcuța ta. Păi i-ai dus în alt loc. Da, o să vină, nu? Pe seară vine în grajd. Da. Nu, este în păscătoare. La toamnă vine. Da. Suntem la final. Ai o familie frumoasă, o investiție, sper să fie cu folos pentru voi, pentru familia voastră. N-a spus nimeni că e puțină muncă și că se câștigă ușor. Soția ta este alături de tine. Le-a spus celor care, la fel ca voi, lucrează afară, totuși veniți ca să facem ceva aici. Dar vreau să ai ultimul cuvânt. Ce spui tu? Ce să spun? La fel ca nevastă mea spun și eu. Dacă eu tot cred, totuși cred că dacă s-ar întoarce măcar jumate din străinătate în România, s-ar schimba ceva. Că deja vii cu alte mentalitate, vii cu alte idei, numai vii cu alte gânduri. Și fiecare, dacă s-ar întoarce jumătate și fiecare să facă cât am făcut și noi, vă dați seama că ar merge altfel. Altfel ar merge România asta, s-ar duce cumva. Dar atâta timp cât chem pe cineva de afară, trebuie să-și oferi ceva. Trebuie să-și oferi măcar, deci dacă nu zic bani sau ceva, dar măcar... infrastructură, să ai un pic stimiș, să ai unde să fugi în deal, în vale. Deci să ai cât de cât minimul necesar ce ți-ar trebui în țara ta. Mulțumesc frumos, vă doresc succes, să vă crească copiii frumoși, să vă crească mari, animalele să se mulțească și să câștigați și să puteți trăi bine din afacerea voastră. Mulțumim, vă mulțumim că ați venit pe la noi și vă mai așteptăm.